De ani de zile de flori, hunedorenii participă la un obicei unic în țară, Crucea de Flori. Și în acest an, în Duminica Floriilor, s-au adunat cu mic cu mare în Parcul Libertății din centrul vechi al orașului pentru a reconstrui cu flori crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos, în semn de dragoste și credință față de Mântuitorul, care s-a jertfit pe cruce din dragoste pentru oameni. Anul acesta, manifestarea organizată de Primăria Municipiului Hunedoara, menită să marcheze Sărbătoarea Floriilor, a căpătat valențe de înaltă spiritualitate creștină, poate mai mult decât în alți ani. Participanții au primit lalele multicolore, iar un sobor de preoți a binecuvântat crucea din pânză albă, imaculată, ce urma să fie acoperită de flori, simbol al iubirii și credinței față de Mântuitorul Iisus Hristos. Se sfințește crucea aceasta cu harul Sfântului Duh prin stropirea aceasta păsfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează crucea aceasta prin stropirea cu această apă sfințită cu harul Preasfântului Duh, în numele Tatălui, amin. Și al Fiului, amin. Și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Manifestarea emoționantă a avut menirea să îi îndemne pe toți hunedorenii la reflexie spirituală, iubire față de Iisus și de oameni, la smerenie și iertare. Excelent evenimentul, momentul, trăirea. Cu ce gânduri? Cu gândul iertării. Este o săptămână a patimilor, așa cum au spus și preacucernicii părinți. Și eu cred că noi toți hunedorenii, noi toți românii, noi toți creștinii simțim în săptămâna aceasta, sau avem acel sentiment în care trebuie să iertăm greșelile celorlalți ca să ne fie iertate și greșelile noastre. Și acest lucru nu-l putem face fără a responsabiliza într-un fel pe Iisus Hristos, pentru că este singurul care poate să ne ierte și pe noi. Eu mă bucur că hunedorenii, după atâția ani de zile, de când maestru Constantin Zgâmbo a avut această idee cu crucea de flori, reușesc să mențină acest obicei în săptămâna patimilor, așa cum a declarat în nenumărate rânduri, așa cum ați văzut și dumneavoastră la intrare în oraș. Avem un banner foarte mare pe care scrie aici Hunedoara, și nimic fără Dumnezeu. Până la urmă, credința noastră ne face să avem speranță, să mergem mai departe, să reconstruim, să construim, dar mai ales să încercăm să modelăm caractere, să încercăm să modelăm caractere în slujba comunității, caractere de la care să învățăm ceva. Și iată că astăzi aici avem atât de multe caractere, oameni de vârsta a treia, oameni de vârsta mijlocie, dar mai ales mulți copii. Acesta este cel mai important lucru în această săptămână. Să ne iertăm unii pe alții și să modelăm caractere bune. Cum ați descrie sentimentul pe care l-ați trăit astăzi aici? Nu se poate descrie. E foarte emoționant. De fapt, am plecat să vin la biserică. Nu am știut ce se întâmplă și am auzit de departe muzica și m-am oprit aici. Yeah. Foarte frumos, foarte frumos. Sunt în vizită. Da, da, da. Da, da. Deosebit. A devenit o tradiție crucea de flori în Hunedoara. Da, e ceva foarte frumos. Cred că foarte mulți oameni, mai ales tineri, nu știu semnătatea acestei zile și cred că așa cum am venit eu astăzi, fără să știu ce se întâmplă, poate alții vin și se întreabă ce e astăzi. Da, e o readucere a mintea tradițiilor și a ce înseamnă ceva ce pentru lume este o salvare, o speranță.
Pe povețele și pildele spuse de preoți și în timp ce trei tineri talentați au interpretat pricesne, hunedorenii au acoperit pânza Imaculata Crucii simbolice cu flori, fiecare rugându-se pentru binele familiei și al semenilor. Când ați ascultat vorbele preoților, când ați pus floare pe cruce, la ce v-ați gândit, ce v-ați dorit? În primul rând, multă sănătate la toată lumea, la mulți ani de flori și un an cât mai bun. Iubire, sănătate, bunătate pentru toată lumea și în mod special pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Da, sunt foarte deosebite pricesnele. Asta e ultima bucurie înainte de săptămâna patimilor. Aceasta cu flori, cu culoare, cu mult, ca după aceea urmează săptămână de plâns. Până la înviere. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate. Și dacă crucea grea era, povara noastră e și mai grea. A mea și a ta, a mea și a ta.